trecut în astea 3 luni de zile 10 pluginuri. Nu pot să zic că sunt foarte mândru de vreunul din ele. În general am încercat piața, am încercat să văd cum dau user feedback înapoi, cât de bine merge o idee, cât de prost merg altele. Și pot să zic că am primit feedback, am reușit să urc undeva într-un loc acceptabil, însă nu chiar unde am vrut eu să urc. Totuși trec în continuare și vreau să fac developing pentru WordPress. Pe data de 15 septembrie, WordPress a atins 50 de milioane de download-uri la plugin-uri. Este o cifră considerabilă, nu-i tocmai vorba de 100 de milioane, nu-i tocmai vorba de un miliard, dar e o cifră rotundă destul de mare. Și asta doar din 6.500, am scris eu acolo, dar m-am uitat azi dimineață, 6.600, au urcat și astea. WordPress, din punct de vedere al developerilor, este un mediu extraordinar. Este foarte ușor să faci plugin-uri, este foarte ușor să faci teme. Dacă ești un programator PHP, MySQL, știi CSS, HTML și ai nevoie de un sistem, de un CMS care să te ajute să faci ceva, WordPress e extraordinar. Din momentul în care m-am apucat să fac plugin WordPress, pot să vă zic că a fost o experiență extraordinară. Zici că eram într-o altă lume. Am testat Drupal, am testat Joomla, nici nu se compara. Funcțiile, codexul sunt foarte bine documentate. Are hook-uri, cred că pentru orice. Chiar dacă nu are pentru orice, eu zic că putem face un parsing pe ceva și punem conținutul care vrem să-l punem unde vrem să-l punem. Din nefericire, există și probleme cu WordPress, dar mai ales cu plugin-urile, că despre plugin-uri vreau să vă vorbesc. Mulți developeri se apucă să facă plugin-uri și renunță. Renunță pentru că nu mai au timp, renunță din motive financiare. Se apucă să facă un plugin, e extraordinar, plugin-ul, lumea îl folosește, developerul se oprește din lucru și plugin-ul moare. Există foarte multe plugin-uri care le-am văzut, compatibile doar cu versiuni destul de vechi de WordPress, WordPress 2.3, WordPress 2.6, 2.7, sunt mai recente, dar plugin-ul nu mai funcționează dacă ai WordPress 2.8.4, cât e acum ultimul. Și asta e o problemă, dar și o oportunitate pentru cei ce vor să facă plugin-uri, pentru că dacă n-ai idei, te duci și cauți plugin-uri mai vechi, plugin-uri care au avut succes și vezi că încă merg, eventual pentru cei ce au versiuni mai vechi de WordPress, care le folosesc, faci versiunea nouă și îți ocupi timpul și ai succes cu ea pentru că e o idee bună. Compatibilitatea e un subiect mai lung de discutat. În general, când lucrezi la un plugin, e bine să creezi niște funcții unice. Dacă dai function name, posibil să mai fi dat unul function name și îți moare plugin-ul dacă îs două plugin-uri cu aceleași denumiri la funcții. După cum am zis, versiunea WordPress iar este o problemă de compatibilitate la plugin-uri, deoarece odată ce faci un plugin, e destul de greu să-l faci compatibil cu toate versiunile. Și multe plugin-uri sunt compatibile doar cu 2.8 plus, de la 2.8 în sus, sau de la 2.7 până la 2.8 sunt unele. Sau, cum am zis, cazuri și mai rele, până la o anumită versiune. Și, în același timp, de design. Un developer poate crea unui plugin un design mai
nu știu, interesant, dar designul respectiv poate să nu apară la fel pe toate site-urile, mai ales dacă designul e integrat în site. În panoul de administrare, în general, nu la fel. În site, când faci un design sub un plugin, CSS-ul mai diferă, poate unele faci un widget și unele sidebar nu sunt destul de late pentru widget-ul tău și iasă peste sidebar-ul celălalt de lângă el. Sunt o fel de probleme de genul de design cu designul în plugin-ul. Totodată am zis oarecum de update și problemele de compatibilitate între versiuni. Nu știu, eu n-am văzut decât pe plugin-urile cele mai populare feedback pentru ceea ce face plugin-ul odată ce a fost downloadat de cei ce-l folosesc. Nu prea intră lumea, trebuie să-ți faci un cont WordPress pe WordPress.org ca să lași un feedback, să zici că nu merge, nu funcționează ceva sau să zici un thank you. Developerii nu prea știu exact cum și ce mai trebuie făcut. E greu să faci ceva ca lumea când nu ai feedback-ul de la utilizatori. Și pot să zic că și asta este o problemă. Unii ori au încercat să o rezolve și eu încerc să o rezolv pe acei prin comment-uri. Acum o să lucrez la o temă nouă care să fie mai user-friendly și mai ușoară pentru cei ce folosesc plugin-urile ce le creez.